Vestul sălbatic american prezentat într-o altă viziune prin intermediul fotografiei. Scott Eastman și Matt Gaynor aduc în fața sibienilor expoziția Chocolate Mountain Daydreams, în care sunt prezentate fotografii realizate în deșertul din sudul Californiei. Expoziția celor doi americani va fi vernisată vineri la ora 17. Dacă pentru mulți imaginea vestului sălbatic este una formată în principal de filmele cu cowboy, artiștii prezintă o serie de schimbări prin care a trecut vestul sălbatic. Iana este o expoziție de fotografie americană care dintr-un început are o poveste. Ceea ce Matt Gaynor și Scott Eastman prezintă este o altă viziune asupra vestului sălbatic american. Noi eram obișnuiți cu poveștile cu cowboy sau filmele foarte bine cunoscute publicului din România, de data aceasta vedem un vest sălbatic ascuns. Deșertul din sudul Californiei este locația în care cei doi artiști au găsit o comunitate cu trăsături aparte pe care au dorit să o prezinte lumii întregi. It was baffling to me because here's this huge body of water, beautiful day, incredibly hot, but still a beautiful place, and there were no people. But just over the hill, there were lots of people who carved out a life, literally on the remains of a military base, who'd set up camp on slabs of concrete that were left over from a military base that was used during World War II. Expoziția poate fi vizitată la galeriile de artă contemporană din strada Tribunei până în 27 martie între orele 10 și 18.